Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din The Hunger Games! Cu mine însumi, pentru că Cristi nu e pe acasă, nu știu pe unde este. De asemenea, de ce filmez Minecraft și anume Hunger Games? Pentru că este foarte puțin de editat decât pur și simplu filmez și pe urmă randez. Nu am mult de editat, așa că voi termina repede să fac videoclipul. Pentru că în ultimul timp nu prea am timp, în fine, cu școala și cu fotbalul nu prea rămâne timp, așa că pun Minecraft. Mâine, dacă o să am timp, o să pun și FIFA 2014. Am o filmare de cam o oră, cred, la Pro Clubs, care o să o transform într-o filmare de 15 minute. Însă, să revenim la ale noastre. Astăzi voi juca singur, deoarece satanilă Cristi este în beci sau nu știu unde este. Să sperăm... Stați puțin, că am DPI-ul cam mic. Așa, parcă mai bine. Sau e prea mare acum. Gata, acum nu știu ce mai bine. De asemenea, n-am mai pus videoclipul de vreo 3 zile. V-am spus însă în descrierea videoclipului, a fost la un majorat vineri și de-abia duminică seara mea când am revenit complet și astăzi voi filma. De asemenea, dacă vedeți ceva deasupra capului meu, o lumină mai puternică, este din cauza faptului că eu sunt alesul lui Dumnezeu pe pământ și de asta am acea lumină. Eu sunt noul Iisus. În fine, va începe imediat. Harta asta nu îmi place pentru că se trebuie să spar chestiile astea și după câte știți, eu nu prea le am cu spartul. De fapt, nu prea le am deloc cu Minecraft-ul, dar nu contează. Să sperăm că voi reuși. Însă acest episod va fi foarte lung pentru că vreau să încarce până de seară. E clar, totuși, cine va câștiga de aici? Și eu sunt alesul. Sper să sparg bine alea. Dacă nu le voi sparge ca lumea, voi plânge și voi da kit din game. Și mă voi juca Mario, ca de obicei, asta fac mereu. Mario este noul meu joc favorit. Bug, lag, chestii, nebunii. Of, doamne. Am luat un arc. Dacă aș fi avut și stăgeți, ar fi fost mult mai bine. Dacă mi-amintesc bine, Cristi a jucat pe harta asta. O futus, dar mie nu-mi place, pentru că sunt multe prostii de-astea și eu mă încurc în ele. Plus că e un elicopter care nu te poți urca în el. De ce trebuie ca e un elicopter dacă nu te poți urca în el? Nu înțeleg. În fine, harta totuși, dacă e să ne gândim, o știu binișor dacă nu mă bate copacul ăsta, bineînțeles. Dacă copac prost, te urăsc părinții, copac prost. E cineva aici? Nu? Atunci înseamnă că nimeni nu este nici jos. Hai să ne grăbim și până jos. Am mai rămas 21. Acum mi-am dat seama că sunetul este foarte tare. Așa, cel mai bine. Fără sunet, să-mi auziți minunata voce suavă și de cântăresc la operă. Eu am vrut să mă fac cântăresc la operă, însă mama mea, atunci când m-a auzit cântând, a suferit un șoc. Eu cred că din cauza că am cântat prea bine, dar medicii au spus că din cauza că sunetele au fost prea puternice și au distrus urechile. Nu știu însă care este răspunsul adevărat. Aici nu era cumva un cufăr, ba da. Oh, deja joc bine. Sau mi se pare că joc bine. Totuși, am luat pantalon și... Nu, am luat un băț care nu îmi folosește. Totuși, mă mir că nimeni nu a ales traiectoria asta, adică traseul ăsta. Sunt primul care merge pe aici. Totuși, sunetul puțin mai tare. Dar o să se audă bipăitul în microfon, pentru că așa se întâmplă mereu. Când dau sunetul mai tare, microfonul meu decide să nebunească și trebuie să-i fut un pumn de-l distrug. Ce chestia asta? Nimic. Aici este un lac. De ce dracu sară în el? Nu știu. Poate că am gândit bine că am găsit-o. Intrare secretă. Extraordinar. Oho. Ce intrare secretă? V-am spus că le-am cu intrările secrete. Pentru că atunci când eram mic furam din case și atunci știu intrări secrete și chestii care să faci mai ușor. Încă un cufăr acolo? Sau? Nu. Sunt doar chior. Încă un cufăr. Dacă aș găsi măcar o sabie. Cineva a fost aici. Și cred că mamaia are chef de glume. Doar asta. Mai trebuie doar de fier. Și voi face... Pa! It's over! It's over! Nu fugi că mori! It's over! Ho! Cât de zeu să fie cineva! Din săgeți am distrus familia! Era o fată
Acum pară pentru ea. Dar totuși am două de astea de fier. Un crafting table, unde dracu e pe harta asta. Extraordinar, am omorât-o. Doar din săgeți, cât de zeu să fie o persoană. Da, ca mine. Am două de astea. Avea și o sabie, parcă, da, are o sabie. Extraordinar, acest arc minunat. Mai decât 3 săgeți. Însă le voi păstra. Ajutor, doamne, iartă-mă. N-am vrut să-l enervez pe bossul ăla cu armură de fier. Te rog, nu mă omorâ că-ți violez familia, după care fac sex cu maică ta. Deși familia ta incluși pe maică ta, dar totuși nu are logica ce spun. Dacă mai mă urmărește, plâng. Plâng chiar foarte tare. Te rog, nu mă urmări. F5, F5. Nimeni în spate. Sunt chiar zeu. Da, din fericire nu e nimeni în spate. A mai rămas 10. E timpul să caut. Au, un cufăr. Totuși iau pâinea. Mereu mama spune să duc pâinea acasă. Și eu nu vin cu nimic altceva decât note proaste și dezamăgiri. Însă, încă un cufăr. Eu caut acel cinema. Bă, dar câte astea de fier pot găsi? Știu că la cinema era chestia aia numită film porno. Nu, nu film porno. Era... Ha, șase grei. Nu știu ce am spus asta, dar în fine. Era... un crafting table. Știu, pentru că și Cristian Satanicul. A, uite pe unul. Un handicapat. Nu e handicapat, adică, nu, chiar este handicapat. Adică el are o problemă, o deficiență mentală. Și de asta i-am spus handicapat, nu vă gândiți că fac prejudecăți sau alte chestii. Așa. Acum mergem drept, tot mai drept. Aici era cineva? Nu. Unde ar putea fi cinemaul acela blestemat? Aici sigur nu este. Aici a fost și Cristian. Înseamnă că cinemaul era mai în față. Da, dacă aș mai... A, nu mai am mâncare. Eu țipam că nu pot fugi și de fapt nu mai aveam mâncare. Și o prăjitură. Pentru că oricum eu nu mănânc prăjitură acasă. Pentru că n-am bani. Ok. Am mai rămas 7, încă un cufăr. Doamne, o sabie de piatră. Fă-ți cufărul cu toți dinții tăi. Cufările au dinți, credeți-mă. Unde este acel cinema mioritic? Unul e pe aici, știu că deja l-am văzut de două ori. Totuși, o vacă, yes! Asta vreau, nu avem nevoie de... Cine are nevoie de crafting table când ai vacă în joc? Pe jos nu e cinema, o văd acel elicopter idiot. Opa! Parcă pe aici. Parcă pe aici era... Nu vreau să cad! Dar din păcate prostia doare. Și în acest joc, prostia este un factor care te determină să pierzi. Și ăsta este motivul pentru care Cristi a pierdut de atât de multe ori, însă nu și eu. Eu nu pierd. Eu mor direct. Acum, dacă mi-aș aminti și eu, dracu, unde era cinemaul acela idiot? Cinema, cinema, unde ești tu? Cinema, cinema, hai odată că te-a toți dracii. Bă, cinema. Un teren de tenis, dar asta căutam. Cine are nevoie de cinema când e teren de tenis? Of, nici nu pot fugi. Oh, asta totuși e bună. E bine, am luat și săgeți. Aveam nevoie de asta, stai să nu urmărească nimeni. Am o sabie de piatră și parcă sunt pe drumul cel bun. Parcă pe aici se mergea către... Ah, cinema, cumva? Cumva un cinema, este! Victorie! Am găsit, căutat o cinema. Și bine v-am găsit la un film porno nou. Cu eu. Și Sasha Grey. Ok, deschidem asta. Unde dracu sunt? Ah, poate pierdeam astea. Am mai rămas 6. Eu am o sabie de fier. Și nu mi-este frică deloc să o folosesc. Ajutor! Nu! Nu mă folosi! Trei! Trei! De ce dracu a stins aia? Eu... Deci să notez. Să notez undeva. Am nevoie și de un pix. O secundă să-mi iau pixul. Așa. Stai să scriu ceva pe foaia asta. O secundă și gata. Niciodată în vecii vecilor să mai încerc să omor pe cineva
cu Flint and... Stai că fac end-ul la niciodată. And Steel. Niciodată în vecii vecilor, că-s prea prost. Dacă mă băteam cu ăla, poate fără Flint and Steel, aveam o șansă. Dar așa nu. Și am murit. Însă... De fapt, aici se încheie episodul. Oh, ce fată frumoasă. Acum, pentru că am găsit această fată, o să mergem într-o zonă mai retrasă. În momentul în care să-i penetrez o anumită parte din corp. Și de asemenea, nu este unul foarte lung, deoarece vreau ca mai târziu să filmez Outlast sau Penumbra, încă nu știu sigur. Însă dacă v-a plăcut, vă rog frumos, nu uitați un like și să vă abonați. Iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună!